Aproape 2000 de persoane și-au găsit un loc de muncă la nivelul județului Telorman în perioada ianuarie-aprilie 2024. Asta în condițiile în care la jumătatea acestei perioade, adică în luna februarie, puțin peste 800 de șomeri erau încadrați în muncă în Telorman. Acum numărul acestora a crescut considerabil ca urmare a implementării programului de ocupare a forței de muncă de către AJOFM Telorman. Activitatea de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfășoară în baza Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă, elaborat anual de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Obiectivul general al Programului Județean pentru Ocuparea Forței de Muncă în anul 2024 este încadrarea în muncă a cel puțin 5100 de persoane. Ca urmare a implementării programului de ocupare, în primele 4 luni ale anului 2024 au fost încadrate peste 1900 de persoane, din care 1743 de șomeri ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii, 89 de șomeri ca urmare a cursurilor de formare profesională organizate de către agenție și 97 de șomeri prin măsuri de stimulare și facilități acordate angajatorilor. Recent, în Telorman a avut loc și bursa locurilor de muncă, ceea ce a reprezentat punctul de întâlnire dintre angajați sau șomeri și angajatori. Evenimentul s-a desfășurat la Alexandria, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede. AJOFM Telorman contactase pentru acest eveniment peste 800 de angajatori din județ.